Doamne ajută! Suntem în satul Mănăstirea Humorului, la Mănăstirea Humor, o mănăstire ce datează din secolul al XV-lea. Acesta este turnul lui Vasile Lupu, monument istoric, construit în anul 1641. Mănăstirea se află în județul Suceava, iar biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Este ctitoria logofătului Toader Bubuiog, cu sprijinul domnitorului țării din acea vreme, Petru Rareș. Odată intrat pe poarta mănăstirii, te întâmpină simplitatea strămoșilor noștri. Și mă refer aici la anul 1530, anul sfințirii acestei frumoase biserici. Foarte interesant este acest pridvor deschis cu arcade. Este rezultatul influențelor renascentiste, dar și al inovațiilor locale. Aici viețuiesc maici. Iar pe lângă programul specific mănăstirilor, programul de rugăciune, măicuțele au și atelier de pictură și atelier de croitorie, unde fac haine pentru preoți, haine preoțești. Și, după cum se vede, au și niște trandafiri extrem de frumoși, de toate culorile. Prin urmare, dacă aveți drum prin zonă și puțin timp, vă recomand să treceți poarta acestei mănăstiri unde veți găsi, după cum am spus și mai înainte, simplitatea și frumusețea strămoșilor noștri. Doamne ajută și numai bine!